Revenim acum la vreme. După caniculă, în unele orașe din țară s-a lăsat cu furtuni și cu pagube. Au fost mașini distruse de copaci căzuți sau acoperișuri luate de vijelie. În Brașov a fost și mai rău, acolo a căzut și grindină. Caniculă a negrit cerul la Brașov aseară. A bătut cu piatră suficient cât să-i facă pe oameni să se adăpostească de bătaia bucăților de gheață. După grindină, furtuna n-a contenit timp de o oră. Nori negri s-au abătut și peste Ploiești, cât pe ce să dea o furtună năprasnică, dar n-a fost decât o ploaie scurtă de vară, cât să răcorească un pic aerul torid. Mai mulțumiți acum, după căldura care a fost. A fost o căldură, ne sufocam, mai ales noi cardiacii. În partea de vest a țării însă vremea a fost haină. În Timișoara s-a lăsat cu vijelie și copaci puși la pământ. Pompierii au fost prompți, dar furtuna i-a lăsat să intervină doar când s-a mai domolit. Atunci s-au văzut și pagubele. Un stâlp doborât de un copac bătrân, iar altul era cât pe ce să facă țăndări o mașină. S-a proptit însă de un gard. S-a auzit așa o bubuitură mare, puternică, și a căzut. Spre norocul nostru că a căzut în partea asta. Dacă cădea la casă... Și la Reșița, pompierii au avut o noapte albă. Vijelia a decopertat mai multe blocuri. Ghinionist a fost proprietarul unei mașini peste care s-a prăbușit un acoperiș. Ne-a speriat când a căzut. S-a un zgomot puternic. Nefericire mare și peste 5 craioveni în această dimineață. Erau la muncă când vântul a doborât peste mașinile lor un plop bătrân. Pagubele cu siguranță și le vor plăti ei, pentru că niciunul nu și-a asigurase mașina.